Petrolul FCSB este finala din semifinalele Cupei României, așa poate fi considerat cel mai tare duel din această fază a Cupei României. Petrolul este calificată pentru a treia oară consecutiv în penultimul act, iar în 2013 a recâștigat Cupa României. Formația bucureșteană este lidera campionatului cu un avans de 9 puncte față de CFR Cluj și 10 în fața galben-albaștrilor. Celălalt loc din finală va fi disputat de CFR și U Cluj. La tragerea la sorți efectuată astăzi la Casa Fotbalului, gruparea petrolistă a fost reprezentată de directorul sportiv Dan Dorobet. Echipa antrenată de Rednic nu se va putea baza pe toți suporterii, deoarece peluzele stadionului sunt suspendate după cele 6 etape de penalizare și la momentul meciului tur de la Ploiești acestea vor fi închise. Pe lângă rivalitatea față de liderul campionatului, galben-albaștri au și alte motive să-i elimine pe roș-albaștri. Sezonul trecut, petroliștii au pierdut Supercupa României după un 0-3 pe Arena Națională, plus că în campionat găzarii nu i-au mai bătut pe bucureșteni de 11 ani. Cele două echipe s-au mai întâlnit de două ori în semifinale. În 1963 la Constanța, Petrolul învingea Steaua, iar în aprilie 1990 Steaua își lua revanșa. Ultima oară când Petrolul a eliminat Steaua a fost în optimile cupei din octombrie 2003. În 2015 semifinalele se vor juca tur-retur pe 3-5 martie și 31 martie-2 aprilie.